Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Joaca copiilor cu focul se poate transforma într-un adevărat dezastru. Lăsați nesupravegheați, aceștia își pun chiar și viața în pericol. Dintr-o asemenea greșeală, în acest sfârșit de săptămână a izbucnit un incendiu în cartierul Galați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele au fost destul de însemnate. Sâmbătă, în jurul orei 14, în cartierul Galați a izbucnit un incendiu. Fosta clădire a CAP-ului a fost mistuită de flăcări. Pompierii făgărășeni s-au chinuit mai bine de 2 ore să stingă incendiul. Clădirea aparținea primăriei Făgăraș și era închiriată asociației Gălățeanca, deținută de locuitori ai cartierului. Am fost solicitați pentru stingerea unui incendiu la un depozit de furaje, în special de fân, și cauzele sunt în curs de cercetare, de stabilire. Lucrăm la limitarea tuturor efectelor. Am intervenit cu 3 autospeciale, nu au fost probleme deosebite. Acum urmează în câteva ore să reușim să luăm tot fânul la furcă și să-l stingem. În urma incendiului au ars 40 de tone de fân, un selector, o moară de cereale și alte utilaje. Pompierii făgărășeni au întreprins cercetări privind cauzele producerii incendiului. Se pare că acesta a fost provocat de copiii care s-au jucat cu focul în apropierea depozitului de furaje. Paguba se ridică la aproximativ 40.000 de lei.